Vă rog frumos, doamnă Dodon, Da, stimați colegi, și aici mă refer la toți care sunt în Parlament. Noi, în februarie anul trecut, am creat o comisie de anchetă și atunci ne-ați susținut inițiativa socialiștilor, practic ați susținut-o toți. A fost o activitate destul de bună, dar în ultimul timp au apărut informații suplimentare. Propunerea noastră este să creăm o comisie parlamentară în care majoritatea să fie reprezentanții opoziției, anume, insist, majoritatea să fie reprezentanții opoziției, care ar veni cu audieri suplimentare, țin cont de ultimele informații care au apărut. Pentru că dacă o să lăsăm la dispoziția Procuraturii, Guvernului, o bună parte din cei care sunt în Guvern și sunt în Procuratură au fost în aceste funcții și pe parcursul perioadei când s-au furat aceste miliarde. Și n-au făcut nimic. De ce credeți că cei care au fost atunci în funcție acum vor face audieri? corecte și vor fi interesați să scoată adevărul la suprafață. De aceea propunerea noastră este să creăm o comisie de anchetă în Parlament și să ne implicăm și noi, să nu așteptăm ce va spune Crol peste un an sau începutul anul viitor, sau cine va spune guvernul sau procuratura. Da, continuați, vă rog frumos. Stimați colegi, mă refer la toți din Parlament. Haideți să dăm dovadă de maturitate politică și să votăm toți împreună. Dacă nu ne temem. Cei care suntem, evident. Creăm o comisie parlamentară și mergem înainte. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult. La acest subiect, fracțiunile parlamentare, dacă vor să se expună, bineînțeles, poftiți, doamnă președinte, vă rog, poftiți. În așa fel, poate să se întâmple că toată responsabilitatea despre mersul anchetei și despre așa că această anchetă nu se termine niciodată, și dacă se să termina, se să termine cu nimic, să fie pus pe dacă noi susținem acest proiect. Sunt organele oficiale de stat, ele sunt obligate să efectueze și ancheta, și dosarul, și sudebne răzbirații să tot ce trebuie. Dar nu noi, deputații, să ne asumăm această Și Noi nu ne temem de nimic. Dar aceasta nu am să le punem pe noi, pentru că stopează intenționat ancheta, pentru că nimeni nu vrea să ajungă nici un final, nici un rezultat. Dar asta de pași la guvernanță. Să ne răspundă nou Parlamentul și poporul unei miliarde. De ce să ne implicăm noi în nunta aceasta lor murdară? Cu ce ocazie? Eu înțeleg, PR-uri de voastre, asta mine, nu mă vede nimic. Dar așa nu se face. Da, colegilor care au menționat și eu înțeleg riscurile și suspiciunile lor, dar haideți să ne aducem aminte că la tribuna aceasta, de aici, procurorul general spunea că noi am știut cine a furat, Directorul ne a spus că noi am știut cine a furat și nu a făcut absolut nimic. Și acum vreți să așteptăm ca ei să ne scoată dreptatea la suprafață? Nu o să o scoată niciodată dacă se lăsăm pe dâns. Încercarea de a aștepta de la ei, păi să așteptăm până când o să... Vă mulțumim.